În ultima zi din luna noiembrie, o echipă formată din elevi și profesori mușceleni s-au întâlnit la poarta principală a Colegiului Național Pedagogic Carol I pentru a călători pe drumul capitalelor medievale, un proiect cultural organizat de Asociația DigiLib Mușcel și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul acesta nădăjduim și eu și domnul primar aici de față, reprezentant administrației locale, să fie doar în început pentru valorificarea patrimoniului cultural al acestei zone și nu numai, pentru că deocamdată vorbim de trei capitale medievale, trei capitale istorice ale țării românești, dar trebuie să vă spun că proiectul pe care l-am prezentat foarte pe scurt și reprezentanților Comisiei de Cultură din Parlament a suscitat un real interes, un interes care ar putea să însemne dezvoltarea lui pentru includerea și altor capitale medievale din România și, de ce nu, din Europa medievală. Așadar, poate cu acest proiect vom deschide un larg drum, nu numai al acestor capitale, cele trei amintite, deci repet, un larg drum al capitalelor medievale ale românilor. Pentru câmpul lung înseamnă mult și ceea ce spunea și doamna profesor, am dorit ca la nivel național să înțeleagă parlamentarii și guvernanții noștri că această legătură între cele trei capitale să se poate face într-un mod decent și într-un mod corect, lucrând foarte mult și la infrastructură și după aceea noi să trecem fiecare localitate în parte să ne ocupăm de monumentele istorice care le avem, de punerea în valoare, în așa fel încât cetățenii și cetățenii României să vină cu drag la Câmpul Mușel, la Curtea de Arte și la Târgu Mitre. Eu îmi doresc acest proiect, am discutat cu doamna profesor de circa 4-5 ani, dacă nu mă înșel în urmă, despre această idee și am adus-o de fiecare dată în discuție când am avut ocazia, atât la discuțiile cu prim-ministrii cu care nu m-am întâlnit, că s-au schimbat destul de des, și cu ministrii transporturilor și toți ceilalți, ca infrastructura să fie accesabilă pentru acest proiect. Că dacă ne uităm pe cele două drumuri, 73C și 72D, care leagă aceste capitale, e de lucru și îmi doresc să reușim să le rezolvăm. Noi ne ocupăm ca și asociație DigiLib Mușcel, adică Asociația pentru Biblioteca Digitală a Mușcelului, numai de partea culturală și a valorificării patrimoniului cultural. Sunt convinsă că autoritățile locale și cele centrale vor asigura în timp infrastructura necesară pentru comunicare, pentru transport, pentru includerea acestei zone absolut minunate într-un circuit nu numai național, dar într-un circuit internațional, pentru că vă mărturisesc prin meseria mea modernă de informatician, am avut șansa să circul pe toate continentele, locuri atât de frumoase nu se văd peste tot în lume. Deci este datoria noastră să le popularizăm și să le facem cunoscute de noi și de urmașii noștri, așa cum se spune în istorie. Participanții au vizitat mai multe ansambluri arhitecturale din cele trei capitale medievale românești.